avut în perioada studenției harul să pot să stau de vorbă cu destul de mulți oameni, oameni al lui Dumnezeu, oameni care au dobândit cunoștințe și o experiență vastă în lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre acești profesori pe care am fost, cu care am fost binecuvântat în perioada facultății, mi-a fost și mentor și nu o să uit niciodată un lucru pe care mi l-a spus undeva, cred că eram în anul 4, eram undeva după în al patrulea an de studii, în care ne uitam deja puțin așa de sus în jos la ei din anul 1, la ei din anul 2, credeam și noi deja că mai știm câte un alta. Dar țin minte că m-a avertizat și mi-a spus să fiu foarte atent în viață la o categorie de oameni. Și mi-a zis: Dorel, îți recomand și crede-mă ce spun, cred că este de la Dumnezeu. Dacă există o categorie de oameni, pe lângă multe altele, de care trebuie să fugi în viața asta, dar să fugi cât te țin picioarele, să fii campion la 100 de metri dacă trebuie. Dar dacă există o categorie de oameni de care trebuie să te păzești în viața asta și să fugi, sunt acei oameni care, fără să clipească, au răspuns la orice întrebare. Să fugi în viața asta cât poți, de departe și de repede, de oamenii care cred că le știu pe toate, de oamenii care cred că au răspuns la toate întrebările. Pentru că e clar că acești oameni, de fapt, nu știu prea multe. Spun asta pentru că recent am citit un articol de presă în care autor al acestui articol a făcut o observație foarte, foarte, cred, pragmatică și realistă. Spunea el: m-am uitat recent la o emisiune de știri, am rezistat să mă uit la o emisiune de știri, la un talk show, pe un post de televiziune de știri. Și a zis: aproape 2 ore și jumătate cât a ținut această emisiune, nu preciza postul, deși cam bănuiesc unde s-a putut uita, că nu-i prea greu de intuit. Mi-a zis: am avut șocul să constat cum niște oameni care n-au nicio competență și nicio pregătire au putut să debiteze în 2 ore și jumătate și să discute de la războiul din Ucraina, de la criza economică, de la, vă citesc, Macarena, nu știu ce e pe acolo, bănuiesc că nu e ceva din fotbal, e ceva din muzică, înțeleg. Mai apoi despre fotbal în aceeași emisiune, despre patronul unei echipe de fotbal și totul a culminat cu un divorț din lumea showbizului. Și a zis: m-am uitat siderat 2 ore și jumătate la cum vă 3 specialiști și-au dat cu părerea, cu aerele unor profesioniști, despre divorț, despre fotbal, despre războiul din Ucraina, despre criza economică. Și a spus: am rămas absolut șocat să constat că oamenii ăștia le știau pe toate. Dragii mei, vă rog să vă uitați la ceea ce se întâmplă în vremurile noastre. Am ajuns într-o perioadă în care, de exemplu, există această nouă categorie profesională, cu ghilimele de rigoare, și anume influencerii. Influencerii de pe TikTok, influencerii de pe, nu știu, YouTube, influencerii din televiziune și din alte spații media. De exemplu, vreau să vă spun și ceea ce citeam într-un alt articol, este tot așa o concluzie amară. Spunea: domne, am ajuns în vremea în care Dorian Popa, mă rog, un personaj am înțeles, un mare influencer, Dorian Popa și Dana Budeanu sunt mai avizați în sfaturi medicale decât medici. Deci oamenii ăștia au făcut 0 cursuri de medicină, da? 0 cursuri de nutriție, 0 cursuri de, nu știu, de endocrinologie, dar își dau cu părerea despre toate lucrurile. Și a zis: trăim vremea în care oamenii ăștia, nepregătiți, necalificați, neavizați, acum vă spun ce am citat și cred că e foarte adevărat, sunt priviți ca mari specialiști. Cum poți să-ți dai cu părerea despre orice cu aerul unui om care le știe pe toate? Dragii mei, am găsit un răspuns într-un articol pe care unul dintre cei mai capacitați din punct de vedere intelectual oameni al ultimului veac. Este vorba despre scriitorul italian Umberto Eco, care de câțiva ani de zile a și murit. Acum vreau să vă spun, cine e Umberto Eco, ca să vedeți de ce a spus ce a spus. Omul acesta
a primit de-a lungul carierei lui intelectual universitare 38 de titluri de doctor honoris causa din partea a 38 de universități din lume. Deci să ne înțelegem despre cine e vorba. Un mare intelectual, unul dintre cei mai mari intelectuali al secolului 20. Și ce a spus omul acesta? Vă citez. Rețelele de socializare dau drept de cuvânt unor legiuni de inculți, care înainte vorbeau numai la bar sau după un pahar de vin. Vă citez. Fără a dăuna colectivității, însă erau imediat puși sub tocere, în timp ce acum aceștia au drept de cuvânt ca și un premiat al premiului Nobel. Deci în urmă cu 25 de ani, incultul satului nu l-asculta nimeni. Dar astăzi, datorită rețelelor de socializare, incultul satului a devenit influencerul lumii. Mai mult de atât, spunea, există o invazie reală a nulităților. Mai mult de atât, spunea, vă citesc din același profesor Umberto Eco, televiziunea a promovat, citesc cuvintele lui, eu am îndulcit-o, idiotul satului, față de care spectatorul se simțea superior. Și spunea, drama internetului este că l-a promovat pe incultul satului ca o purtător de adevăr. Și omul acesta încuraja foarte serios societatea ca să-și formeze un spirit critic în a citi, dar în a discerne și a analiza concret ceea ce citește. Pentru că dacă ne-am pierdut ceva în ultimul timp, ne-am pierdut capacitatea de a filtra adevărul de non-adevăr. Trăim în epoca fake news-ului. Și de ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că trăim într-o vreme în care toți oamenii își dau cu părerea. Trăim într-o vreme în care toți oamenii se consideră avizați în a vorbi despre orice, deși poate că n-au habar de absolut nimic. Și pentru că trăim într-o vreme, dragii mei, în care oamenii își dau cu atât de multe păreri, cu nemiluita, vreau să ne uităm în această seară, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și o să vorbesc despre păreri în seara asta, dar am să vorbesc despre păreri care contează în viață. Și am să mă rezum la trei păreri care contează, cred, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Trei păreri care contează în viață. Și prima din ele, ascultă-mă bine, contează, și vreau să subliniez acest adevăr, contează, crede-mă, ce spui tu despre tine însuți. E foarte important să știi și să înțelegi părerea despre propria ta persoană. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că la un moment dat, într-o zi, spune aici cuvântul Domnului că au venit la Ioan niște oameni trimiși. Și oamenii aceștia trimiși de farisei l-au întrebat pe Ilie, bun, tu cine ești? Tu cine ești? Mai mult de atât, a doua întrebare în spiritul primei a fost, bun, ce zici tu despre tine însuți? Și am stat să mă gândesc, dragii mei, că asta e o întrebare importantă, asupra căreia trebuie să ai o părere de asemenea foarte, foarte relevantă. Cine ești tu însuți? O părere, dragii mei, care este fundamentală în viață, care contează cu adevărat, contează, ascultă-mă bine, ce spui tu despre tine însuți? Uitați-vă, dragii mei, ce spune Ioan despre el. Cum se definește Ioan? Pentru că asta e foarte important să învățăm. Ioan, dragii mei, se definește în două moduri. Zice, uite cine nu sunt și mai apoi să înțelegeți bine cine sunt. Pornește prin eliminare. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20? I-a zis Ioan, el a mărturisit și n-a tăgăduit că nu este el Hristosul. Și a zis Ioan, e foarte clar, vreau să vă spun ceva despre mine. Odată, un mod de a afirma identitatea este următoarea. Eu nu sunt Hristosul, e altcineva care e în mijlocul vostru, dar eu nu sunt Hristosul. De ce vă spun asta, dragii mei? Că există oameni în această vreme, în vremul pe care noi le trăim, care, deși nu pretind că ei sunt Hristos, dar ascultați-mă, au pretenții de Hristos. Există oameni, dragii mei, care o să vă prezinte o anumită formă de spiritualitate, o să vă prezinte anumite forme de descoperiri și de revelații în care aproape, ascultați-mă, că se prezintă și se pun în postura lui Hristos. Și Ioan, cu toată revelația pe care a primit-o de la Dumnezeu, Ioan care a avut o viață neegalată de niciun om pe pământ, Ioan, dragii mei, spune despre el, atenție,
primul lucru, foarte clar, nu sunt Hristosul. Indiferent de ce cred, nu, pentru că erau oameni care credeau asta despre Ioan, pentru că erau oameni care spuneau, el trebuie să fie, el este. Și Ioan, ascultați, primul lucru care îl afirmă despre el, eu nu sunt Hristos. Să fie foarte clar lucrul acesta. De ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că de-a lungul vremurilor, de-a lungul timpurilor, au fost atât de mulți oameni care au ajuns la un moment dat să se comporte ca și cum ar fi Hristos. Există, de exemplu, un celebru caz la sfârșitul secolului XIX, Edward Irving, un om care a început la un moment dat extraordinar de bine. În biserica lui din Anglia, la un moment dat, a fost o reală trezire. A fost un om, dragii mei, în a cărui biserică s-au manifestat darurile Duhului Sfânt. A fost un om în care, în a cărui biserică, dragii mei, a condus și a păstorit o biserică în care au fost botezuri cu Duhul Sfânt. Dar la un moment dat, omul ăsta a mers într-o asemenea extremă, încât într-o zi, chiar Tozer spune lucrul acesta, într-un interviu pe care am ascultat, omul ăsta, Edward Irving, cu revelația pe care a avut-o, cu darurile care le-a avut la un moment dat, a ajuns să meargă până acolo încât într-o zi a spus, știți ceva, eu sunt Hristosul. O lătura asta. Pentru că există pericolul acesta, dragii mei, când nu înțelegi bine cine ești, s-ar putea să treci granițele pe care Dumnezeu le-a așezat pentru viața ta. Și auziți, cum se definește Ioan? Zice, odată să înțelegeți, eu nu sunt Hristosul, doi, și cine sunt eu? Versetul 23. Ascultați ce mod de a prezenta are Ioan despre el. Zice, eu sunt ce? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Eu nu sunt Hristos, eu nu sunt Dumnezeu, atenție, nici să nu mă tratați ca atare. Știți cine sunt eu? Sunt glasul. Sunt doar un glas care strigă. Și, dragii mei, cu alte cuvinte, Ioan spune, eu sunt portavocea lui Dumnezeu, eu sunt trâmbița lui Dumnezeu. Eu asta fac. Eu pur și simplu spun ceea ce îmi spune Dumnezeu să spun. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu. Și uitați-vă, dragii mei, cum reacționează Ioan, pentru că aici veți vedea faptul că omul acesta cu adevărat a fost un om mare din punct de vedere spiritual. Știți de ce? Vă rog să vă uitați. La un moment dat, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune că într-o zi, Ioan, după ce într-o zi la Iordan spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, zice Biblia că a doua zi, Ioan 1:35, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Ce face Ioan aici? Știți ce face Ioan? Ioan, dragii mei, îndreaptă atenția ucenicilor lui, le îndreaptă spre cine? Spre Hristos. Pentru că întotdeauna oamenii lui Dumnezeu, dragii mei, niciodată nu o să capteze atenția spre ei. Nu o să spună, eu sunt, ci o să spună, El este. Sunt niște indicatoare și am mai spus în biserică principiul acesta, noi suntem niște indicatoare spre Hristos. Și tocmai asta face Ioan aici, dragii mei. Dar un episod și mai interesant este în capitolul 3 din aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 3:22. Vă rog să ascultați cadrul ăsta pentru că e super. Zice că după aceea, deci în paralel cu lucrarea lui Ioan, cu oamenii care veneau să se boteze la Iordan, Iisus își începe activitatea în paralel la un moment dat. Cele două lucrări merg simultan. Dar ascultați, după aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el. Deci erau două lucrări spirituale care se desfășurau simultan. Zice, Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salin, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între, atenție, între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curăție. Au venit deci la Ioan și i-au zis, învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, despre cine e vorba aici? Despre Iisus. Au zis și i-au zis, iată că botează și știți care-i baiul? Numai că botează. Toți oamenii ce fac? Măr după el. Tu nu vezi că ți-a socolit audiența? Tu nu vezi că toți măr la Iisus? Cum reacționează Ioan când oamenii pleacă de lângă el? Au zis ce zice Ioan. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer.
Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Versetul 29. Cine are mireasă, auziți, este mire, dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă, ce face? Se bucură foarte mult. Și și-a zis Ioan, atât mă bucur că oamenii merg la Iisus. Atât de mult mă bucur că oamenii se duc la Hristos cu miile, slavă lui Dumnezeu, pentru că la El trebuie să meargă, nu la mine. E foarte important să înțelegi cine ești tu. Asta e o părere foarte importantă pe care trebuie să o conturezi, trebuie să înțelegi cine ești tu, pentru că vreau să vă spun ceva aici. Poți să crezi despre tine că ești cineva și să fii de fapt altcineva. Ăsta este pericolul autoamăgirii. Vă aduceți aminte în Ioan capitolul 8 cu 39, Iisus stă de vorbă cu iudeii. Și zic ăștia, păi stai-mă puțin, tu ești din Nazaret, tu ești din Galileea neamurilor. Păi tu știi cine suntem noi? Noi suntem cine? Suntem fiii lui Avram. Tu știi că noi suntem penticostali a treia generație, străbunicul meu a fost prieten cu Gheorghe Bradin. A fondat biserica de la Păuliș și la 1902. Tu știi cu cine stai tu de vorbă? Oameni buni, în versetul 44 din capitolul 8, auziți ce le spune Iisus. Cine credeau ei că sunt și cine erau de fapt. Să crezi despre tine că ești fiul lui Avram și Iisus să spună, știi cine e tatăl vostru? Cine-i? Diavolul. E foarte important să știi cine ești tu. E foarte important să cunoști adevărul despre tine. Pentru că poți să vii, pentru că poți să vii la biserică uneori, să crezi că ești fiul lui Dumnezeu, că ești copilul lui Dumnezeu. Să crezi una și de fapt să fie cu totul și cu totul altceva. Dostoievski a vorbit foarte clar la un moment dat și sublim despre capcana asta, așa nume, despre minciuna de sine. Vreau să vă citez. Poate că o să fie o predică puțin mai încărcată în seara asta, dar ascultați-mă, e foarte important să înțelegem adevărurile astea. Vă citez. Nu te minți singur, spunea el. Cel care se minte pe sine și își pleacă urechea, știți la ce? La propriile minciuni, pentru că ei spuneau despre ei o minciună că sunt fiul lui Avram. Cel care își pleacă urechea la propriile minciuni ajunge, știți unde ajunge? Ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui. Și ajungi să creezi o minciună pe post de adevăr. De-aia e foarte important în seara asta, ascultă-mă, o părere care contează. Ce zici tu despre tine? Ce crezi tu despre tine? Există pericolul autoamăgirii. Există mai apoi, dragii mei, să știi de fapt cine ești, dar să te dai drept altcineva. Și asta este prefăcătoria, mai apoi un alt pericol legat de cine ești tu. Vă aduceți aminte, dragii mei, episodul ăla din Geneza 27, când a venit Iacov deghizat în Esau la taică-său. Și l-a întrebat taică-său și a zis, cine ești tu, fiule? Cine ești? Și ce a zis Iacov? Un Iacov cu barbă. O zis, eu? O zis, eu sau? El știa clar cine-i. Dar ascultați-mă, se prezintă ca fiind altcineva. Oameni buni, există un real pericol și vreau să sesizați ca uneori Duhul acesta care a fost peste Iacov să fie și peste noi. Să știm de fapt cine suntem, dar să pretindem a fi altcineva. Să fim de fapt Iacov, dar să ne pretindem a fi sau. Știți de ce? Pentru că sau era iubit de tatăl. Pentru că vrea să primească favorul din partea tatălui. Păreri care contează în viață. Prima părere la care vreau să te gândești foarte serios, când pleci din locul acesta și vreau să ai un răspuns. Ce spui tu despre tine însuți? Ce spui tu despre tine însuți? Ioan spune clar, eu nu-s Hristosul, doi, eu-s glasul. Atât. Glasul, nimic altceva. A doua părere care contează cu adevărat în viață, ascultă-mă, contează ce spun ceilalți despre tine. Știu că de regulă am zis, bă, nu contează, vreau numai să înțelegeți puțin contextul aici. Contează mai apoi
Și o părere importantă, ce spun ceilalți despre tine? Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit la Ioan, trimiși aceștia ai fariseilor și au zis în felul următor, bă, stai alea, că tu cine ești? Și au zis, tu ești Elie? Ești Isaia? Ești prorocul? Nu! Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, au încercat să dea răspunsuri cu privire la identitatea lui Ioan Botezătorul. Și oamenii au început să-și dea cu părerea despre cine credeau ei că este Ioan Botezătorul, pentru că era o apariție neobișnuită, să recunoaștem. Și vestimentar, și mesajul era neobișnuit. Gândiți-vă, un om îmbrăcat într-o haină de cămilă, un om care mânca lăcuste și miere sălbatică, un om care trăge într-o asceză incredibilă, un om, dragii mei, precum Ioan Botezătorul, e o apariție neobișnuită și a provocat foarte multe discuții. Bă, dar cine e ăsta? Bă, dar totuși ăsta cine e? Bă, o fi un proroc, o fi cine e ăsta? Pentru că e foarte important, ascultă-mă, să înțelegi și contează chiar ce spun alții despre tine. Dar în ce aspect vreau să subliniez asta? Ascultă-mă bine aici. Trebuie să-ți pese de ce spun oamenii pe care îi folosește Dumnezeu pentru binele tău. Dacă trebuie să-ți pese de ceea ce spun niște oameni în viața ta și despre tine, contează să-ți pese foarte mult de ce spun oamenii pe care i-a așezat Dumnezeu în viața ta și pentru viața ta. Și de ce vă spun asta? Gândiți-vă în ce familie a crescut Ioan Botezătorul. Cine a fost tatăl lui Ioan Botezătorul? Talentul negoț, ediția a doua. Zaharia. Preot la templu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce omul ăsta dădea cu cădelnița în templu din Ierusalim, într-o zi apare arhanghelul Gavril și îi spune, felicitări, vei fi tată, Domnul ți-a ascultat rugăciunile. Ăsta e săracul, e șocat, e speriat, rămâne mut. Știți tot episodul, soția lui Elisabeta, mama lui Ioan, s-o și-a ascuns câteva luni de zile să nu mai vadă nimeni. Bă, dar acum am dat Domnul pruș, la anii ăștia, la vârsta asta, la bătrânețe. Bun, trecem peste episodul ăsta. Imaginați-vă, dragii mei, că arhanghelul Gavril îi spune clar lui Zaharia despre Ioan Botezătorul, pruncul ăsta al tău o să aibă un loc special în calea lui Dumnezeu. El va fi și va pregăti calea Domnului. Imaginați-vă, dragii mei, că în momentul în care Ioan Botezătorul a început să crească, tatăl lui Zaharia, știți ce a făcut? I-a spus despre mandatul lui. Zaharia, Ioan, ascultă-mă. Pe tine Dumnezeu te-a adus în lumea asta, tu ești o minune, tu ești un miracol. Știi pentru ce ești în lumea asta? Știi pentru ce te-ai născut? Să pregătești calea lui Dumnezeu. Asta e rolul tău. Și e foarte important, dragii mei, ca în viață să ții cont și să asculți ce spun oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine. Și Ioan a crescut în spiritul ăsta. E foarte important, ascultă-mă, să ții cont de părerile oamenilor pe care Dumnezeu i-a așezat în viața ta. Cred, și am mai spus-o, un crez teologic personal pe care mi l-am asumat este următorul și cred că este în spiritul Scripturii. Ție Dumnezeu și mie, și cu atât mai mult mie, sunt lucruri importante în viață pe care Dumnezeu nu o să mi le spună mie niciodată și o să mi le spună prin alții. Sunt lucruri care, ascultați-mă, de o importanță uneori covârșitoare pe care Dumnezeu nu o să mi le spună mie personal, ci o să mi le spună prin alții, prin dumneavoastră și prin alții și prin alții. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca eu să cultiv relații. Nu o să-mi dea mie Dumnezeu niciodată, ascultați-mă, toată revelația. Nu o să dea Dumnezeu niciun om de aici toate darurile. Nu o să dea Dumnezeu unui om de aici toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că Dumnezeu, dragii mei, așa ne-a așezat să fim mădulare cum? Păi nu mai am nevoie de tine. Că cum au zis? Păi zice ochiul, zice, n-am nevoie de picior. Oricum, mă descurc. Dumnezeu, dragii mei, nu-ți dă revelație în foarte multe lucruri pentru că vrea să cultiv relație. V-am mai spus episodul acela celebru dintre Ietro și Moise. Dumnezeu îi spune prin Ietro lui Moise despre faptul că nu face bine ceva. Nu i-a spus-o lui direct, deși vorbe cu el gură către gură. Pentru că tocmai în mod intenționat face Dumnezeu lucrul acesta. Și am văzut un lucru în direcția asta. Eram la începutul slujirii mele, am citit că, desimă, n-am fost gen... Acum vreau să sune laudă de sine, că nu-i bine. Dar am luat în facultate, am luat foarte serios problema studiului. Am citit foarte mult pe diferite teme. Țin minte că în anul 3 și 4 am făcut tranziția spre zona pastorală. Am citit foarte multe cărți de teologie pastorală, despre cum să vorbești cu oamenii, ce să faci, despre, ok, să fii un bun ascultător. Am știut definiții, am citit cărți cu duiumul. La un moment dat vreau să vă spun că am avut o dificultate cu un frate. Se mai întâmplă câteodată.
Era un frate veteran, ăla care a pus temelia la biserică, știți, care... Și când vine cineva să schimbe, n-ai voie, nu, mă. Și pur și simplu câteva luni de zile omul ăsta m-a evitat, nici nu vrea să stea de vorbă cu mine. Tot ce făceam, nu făceam bine. Și vreau să spun că am ajuns foarte disperat și frustrat. Eu m-am și gândit, uite așa, o râvnă pe mine, eram presbiter în sat, îl pun sub disciplină, acum dau eu exemplu. După aceea am zis, cred că nu e ok asta. Și țin minte că am fost undeva la o seară de evangelizare pe lângă Beiuș și acolo, în biserica respectivă, era un frate păstor, 69-70 de ani. Și zice, frate, doar zice, cum ești? Mă, zic, bine. Tot povestim, zice, da, cum ți-i lucrarea? Bă, zic, bine, da, am acolo o problemă cu unul, mă, zic, și dar ce-i cu el? Bă, nu mă suportă, uite, tot ce fac nu-i bine, numai că nu fac bine, nu fac bine. Mă, zice, te-ai dus pe acasă? Mă, zic, nu mă duc, că nici nu mă vrea, când se uită la mine, cum mă uită la Marturile Jehova, când vin la ușă la mine. Ok, bun, zice, Doru, ascultă-mă bine. Nu mi-a zis Doru, mi-a zis Doru, e mai... Voce pastorală, să știți. Un om, ascultați-mă, că n-a făcut o zi de teologie, era păstor, pentru că Dumnezeu a dat o chemare, n-avea pregătire, nu cită o carte de teologie pastorală toată viața lui. 69-70 de ani, mi-a zis, Doru, zice, ascultă-mă. Păi zice, n-ai făcut omul ăsta acasă? N-am fost. Mă zice, fii atent, du-te mâine. Păi cum? Și ce să fac? Mă zice, te duci la casă, bați la ușă. Și? Păi zic, bun, și se uită la mine și eu mă uit la el. Na, zice. Du-te și ceri un pahar cu apă. Zic că ești în trecere. Și ți-a fost așa o sete, zice, și ceri un pahar cu apă. Mă, frate, de... Așa zici tu, ador, duci. Ascultă-mă, fă lucrul ăsta și vezi dacă se schimbă ceva. Mă, am citit 5 cărți de teologie în perioada aia, cum să abordez oamenii conflictuali și dificili. Mă duc a doua zi, mă. Bine, am băut apă, nu îmi era sete. Am oprit mașina, mi-am făcut curaj, bătut la ușă. Când m-a văzut săracul, era să facă și el stop cardiac ca mine. Eu zic, pacea Domnului, s-a uitat la mine, pace, eu vreau să zică și el, nu știu ce. Eu zic, frate, zic că sunt treceri. Și să zic, m-a apucat setea acum, încercam să zic, ce m-a zis ăsta, cum să zic, să nu... M-a luat setea și, păi frate, zic, nu pot să-mi dea un pahar cu apă. S-a uitat la mine, ce să fac, să-ți dau un pahar cu apă? Da. Am vrut să zic că Biblia spune că dacă dai un pahar cu apă, n-am mai zis. Ai mă vin de la mine să-i zic, știi, să-l forțez. Și-a zis, hai, intră, zice, intră. Hai, stai, s-a uitat la mine, sperea, săracul, cred că așa făcea pe lângă robinet pe acolo, nu mai știa. Bă, ăsta chiar mi-a cerut. Mi-a dus un pahar cu apă, cred că eu tremuram mâna acolo, s-a uitat la mine, eu la el și am un pahar cu apă. Și zice, bă, frate, dole, zice, dar... Mă zice, cum tu? Zice, tu nu ești supărat pe mine? Eu nu. Duhul Domnului peste mine. De-aia știi tu, că am văzut tipul sub disciplină în o săptămână. Nu, frate, dar uite așa, de la un pahar cu apă am ajuns la 20 de pahare de vorbă. Oameni buni, știți cum s-a terminat după vreo oră jumate întâlnirea aia? Cu rugăciune, cu lacrimi pe genunchi amândoi. Și am zis, de ce nu mi-a vorbit Dumnezeu prin Rick Warren? De ce nu mi-a vorbit Dumnezeu prin nu știu care teolog pe zona de conflicte? De ce nu mi-a vorbit Dumnezeu prin, nu știu, prin Larry Crabb, pe care l-am citit atunci? Înțelegăm oamenii. Nu l-am înțeles. Mi-a vorbit Dumnezeu printr-un frate de 69 de ani, 70 de ani, o chestie simplă. Du-te, ceri un pahar cu apă. Dumnezeu, ascultați-mă, sunt lucruri în care îți dă revelație și nu ți le dă ție, ți le dă prin alții. Și de ce? Nu e singurul care vorbește Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește unul prin alți oameni și de-aia, ascultă-mă, contează foarte mult. Contează foarte mult ce spun alții. Contează ce spun oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine. E foarte important lucrul acesta. Dar, dragii mei, mai apoi când vine vorba despre păreri care contează și am spus, contează ce spun alții. Nu trebuie să spese, ascultă-mă, nu, acum știu ca să vă place. Asta sună din alea de pe TikTok, știți, reels-uri alea scurte de 20 minute. Nu contează ce zic une. Acum ajungem aici. Am văzut de cine trebuie să ții cont,
Dar ascultă-mă, nu trebuie să spese de ce spun oamenii care sunt conduși de firea pământească sau de diavolul. Pe ăștia nu trebuie să-i asculți. Abordez aici o chestie, două minute, un punct foarte sensibil. Știi că uneori oamenii care îți văd culmea cel mai mult bine, omenește vorbind, uneori pot să-ți dea cele mai rele sfaturi. Hai să mergem la Scriptură puțin, da? Iisus Hristos îi anunță pe ucenici, uitați, mergem spre Ierusalim, Fiul omului o să pătimească, mergem la Ierusalim, o să fiu lepădat, o să fiu omorât. Și vine fratele Petru. Și vine Petru, Iisus, hai încoace, hai puțin. Și acum Petru îi ține o dojană lui Hristos, zice Biblia că l-a mustrat. Și a spus, ce ferească Dumnezeu, dar asta nu ne audă Ioan, că ăsta trage cu urechea și Ioan 2, cum tăpă acolo, e după ei. Ioan, vezi de-a tale, să te ferească Dumnezeu, una ca asta. Și auziți ce îi spune Petru? Auziți? Versetul 22, Matei 16, să nu ți se întâmple una ca asta. Eu știți ce cred? Petru cu toată inima i-a vrut binele lui Iisus. Petru a crezut că zice un lucru bun. Și ascultați-mă, Petru era în anturajul lui Iisus. Petru îl prețuia pe Hristos. Petru îl admira pe Hristos și a zis, cum să ți se întâmple ție una ca asta? Cum adică să te bată ea? Cum adică să te omoare? Cum să te răstignească? Să nu cumva să te duci. Hai să ne mergem în direcția greșită. Hai să trecem Iordanul în altă parte. Cum adică să ți se întâmple ție una ca asta? Ferească Dumnezeu! Petru îi dă un sfat bun, omenește vorbind, cu cele mai bune intenții. Dar auzi ce spune Iisus. Înapoi a mea, dar nu a vorbit cu Petru. Știți că nu a vorbit cu Petru acolo? Iisus vorbește cu Duhul care îl conduce pe Petru în momentele alea. Și spune, hei, înapoi a mea, Satanu. Te-ai gândit că uneori ascultă-mă și poate că primești sfaturi de la oameni care cu inima sunt cu tine, dar prin Duhul nu vorbesc de la Dumnezeu. Te rog frumos, nu mai pune strict relația, anii, emoțiile pe care le-ai legat de cineva. Pune întotdeauna mai presus Duhul lui Dumnezeu. Vezi dacă e de la Domnul sau nu. Pentru că uneori, ascultați-mă, cu cele mai bune intenții putem să dăm cele mai greșite sfaturi. Părinții, da? Vine fata, mami, am cunoscut un băiat, e atâta de bocăit, e băiat faină. Aha, și acum vine mama, da, unde e? A, păi de pace, de pe, nu știu, Păcălești. Știți că este un sat în Bihor, apropo. Aha, nu e din Oradea, nu. Maică-sa, cu ce se ocupă? Păi, eu cred că a fost croitoreasă, acum e la pensie. Dar cum stau? Păi, zic, 7 frați. Câți? Dar are ceva apartament? Nu are nimic. Acum s-a angajat, e la început. Ferească-te, Dumnezeu, fată. Tu știi ce greu mi-a fost mie? Eu când am început de la zero și am tras 20 de ani, m-am omorât acum să-ți poți cumpăra ce ții apartament. Cum să-ți iei tu unul fără apartament? Adică eu vin cu apartament și el vine cu ce? Vine numai el? Și ascultă-mă, poate că băiatul ăla e cea mai mare binecuvântare pe care o are pregătită Dumnezeu pentru fata ta. Și tu și ce spui? N-are bani, lasă-l. Dar nu vrei acum, uite-te cu ăsta, uite-te și afacerii, uite-te ăsta, uite-te descurcă. Ăsta e în IT. De ce credeți, ascultați-mă, noi ca părinți suntem foarte bine intenționați, bă, să nu-i fie greu. Da, o să numere bani. O să se uște spiritual toată viața. O să aibă cea mai nefericită căsătorie. Știi de ce? Pentru că tu uneori, ca mamă și ca tată, cu cele mai bune intenții, poți să dai cele mai greșite sfaturi copilor tăi. De-aia, ascultă-mă, contează ce spun ceilalți despre tine, ce-ți vor spune, dar ascultă-mă, trebuie să filtrezi lucrurile. Trebuie să le filtrezi, pentru că e foarte important lucrul acesta. Există mai apoi, dragii mei, gândiți-vă, pericolul de a abandona ceea ce faci pentru Dumnezeu din cauza atacului, pentru că pe tine te interesează ce spun alții.
Pentru că pe tine toată ziua te interesează ce spun alții. Am citit următorul lucru, e o poveste într-o carte de teologie, dintr-o carte de teologie pastorală, apropo, zice că un enoreaș, da, un credincios, o vine la pastor într-o zi la birou, la mărturisire. Frate, nu mai pot, îți nervos. Bă, ce ai pățit pastorul către el? Păi zice, frate, zice, îți foarte, foarte dărâmat. Dar de ce ești dărâmat? Păi zice, cum să nu fiu dărâmat? Uite ce a zis ăla despre mine. Păi ce a zis? Păi zice, m-a făcut mincinos, m-a făcut laș. O zis că îți mincinos, că-s laș. Și uite ce a zis despre mine. Asta a zis, o mai zis ceva? Păi cam asta, dar zice, le-o zis și așa a zis despre mine. Tu ce o spui, pastorul ăsta, alea, că bun, asta a zis el despre tine. Da, frate, și mă doare, și supărat, și nervos. Ok. Și a zis pastorul, bun, bă, vreau să te întreb ceva. Dar ascultă, Marci, bă, ești laș? Frate, pastor, Doamne, ferește, cum să fiu laș? Ok. Bă, ești mincinos? Frate, pastor, dar mă cunoști, cum să fiu? Și atunci? Păi și atunci ce? Deci nu ești, da? Nu. Și atunci de ce te afectează? Și de ce te afectează, a zis pastorul? Păi de ce, frate? Pentru că tu crezi ce spune ăla despre tine, nu ce știi cu adevărat că ești tu. De cât de multe ori, dragii mei, de ce crezi că ne deranjează atât de mult neadevărurile care se spun despre noi? Și de ce? Pentru că suntem atâta de uneori de dărâmați emoțional cu ale noastre, cu prăbușitul lumii pe noi, încât credeți-mă că nu mai discernim cu adevărat adevărul. Tu crezi ce spun alții sau crezi realitatea pe care tu o cunoști și în care ești ancorat în Hristos? N-am cum să-mi explic altfel decât că Pavel ajunge la un alt nivel în 2 Corinteni 12 cu 10, auzi ce zice Pavel, de aceea, eu până acum nu m-am citit astea, acum încep să le trăiesc, de aceea simt plăcere, zice Pavel, în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci atunci când sunt slab, cum sunt? Tare. Când sunt slab, atunci sunt tare. Există, dragii mei, mai apoi un pericol aici, ca din dorința de a fi acceptat de oameni să ignori ceea ce îți cere Dumnezeu. De foarte multe ori, dragii mei, nu știți cum ne comportăm, pentru că ne pasă prea mult de oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu ne pasă mult de ce cred ei despre noi. Vreau să vă dau, ajută-mă, te rog, media cu o poză, asta trebuie să vedeți neapărat. Să vedeți puțin despre ce vreau să vă spun, da? No, frate, păstor, ce e asta, mă? În anul 2002 a avut loc campionatul mondial din Coreea de Sud și Japonia, da? Brazilia a ieșit campionă mondială. MVP-ul, VIP-ul, cel mai talentat, number one la Cupa Mondială, golgheterul Cupei Mondiale a fost Ronaldo, nu ăsta portughezul, ci brazilianul, pentru cunoscători. Bun, pentru soră e tot una, da? Bărbații știu că e o diferență. De ce vă spun asta? Acum vreau să vă întreb sincer, ce părere aveți dumneavoastră despre freza asta? Am înțeles. Nu am să vă spun ce am făcut eu în 2002. Slavă Domnului că nu era Facebook pe vremea aia și să mai fie poză. În anul 2002, toți băieții din satul meu care jucau fotbal, eu eram băgat numai să dau la picioare, că atât mă pricepeam. Să scot din funcția atacantul echipei adverse. Și eram eliminat după aia. Dar ce vreau să vă spun, în anul 2002, pentru că Ronaldo a venit cu freza asta la campionatul mondial și toată lumea vorbea despre Ronaldo, dintr-o dată în satul meu, aveam o frizeriță de pe vremea Ceaușescu care își făcea cruce când auzea ce îi cerem, cum i-am cerut noi să ne tundă. Imaginați-vă vreo 40-45 de copii din Brădet, toți cu freza asta. Oameni buni, arată ridicol, arată absurd, groaznic. Eu știam că arată groaznic, horror. Dar și de ce m-am tuns așa? Pentru că toți băieții care jucau fotbal în sat erau tunși la fel și am zis, bă, ca să fiu acceptat, fac și compromisul ăsta. Știți că uneori facem lucruri absurde, ridicole? Bă, noi știm că n-au nicio treabă, știm că, Doamne feri, poți să o iei că deja m-a speriat și o destul. Dar știți de ce o facem? Pentru că vrem să fim ce? Acceptați. Pentru că pe noi ne interesează nu ce credem noi, pe noi ne interesează, știți ce? Părerea altora.
Îți prede că ai trebuie să ții cont. Oamenii care i-au pus Dumnezeu pe lângă tine, în relație, în autoritate, fiind om înțelept și primește ce-ți vorbește Dumnezeu. Dar sunt oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și care vor să-ți implementeze ei în propria ta viață lucruri, de aia nu trebuie să ții cont. Nu vă mai spun că după aia a venit David Beckham s-o tusc el. Vreo 2-3 ani de zile mai târziu, eu n-am mai vrut aia, n-am mai făcut-o pentru că am fost terorizat în copilărie în biserică, că trebuie să ne întundem chei toți, Bradin style, așa se numea pe vremea aia. O să știți unii. De foarte multe ori, dragii mei, acționăm și de ce? Pentru că vrem să-i mulțumim pe oameni, pentru că ne interesează prea mult părerea oamenilor. Am fost la o seară de evanghelizare undeva, pe oameni buni, la seară de evanghelizare, păstorul a pus toată biserica să cânte. Și venea și îmi spunea, frate, mă pare rău, dar dacă nu o pun să supără pe mine. Pă, să zice, dacă nu-l pun, ferească Dumnezeu, că am adunat general la biserică peste 300 luni de zile. Și m-a supărat, că mi-a dat 25 minute de predică după aia. Acționăm de foarte multe ori, ascultați-mă, în modul ăsta populist, pentru că ne interesează prea mult ce crede alții despre noi. Păreri care contează cu adevărat în viață și vreau să închei spunându-vă că există o părere mai apoi, dacă ai trebuie, despre care contează ce crezi, ce spui tu despre tine, contează ce spun alții despre tine și am văzut în două categorii, dar ascultă-mă, contează ce spui tu despre Dumnezeu și Dumnezeu despre tine. Contează ce spui tu despre Dumnezeu și Dumnezeu despre tine. Pentru că, dragii mei, uitați-vă ce spune Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care vă ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci este înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cum? Cunoscut. Ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, dragii mei, Ioan Botezătorul spune despre Dumnezeu. Omul acesta, dragii mei, înțelege că el, în viața lui contează ce spune despre Dumnezeu și Dumnezeu despre el mai apoi. Ioan Botezătorul cunoaște pe Iisus. Contează ce spui despre Iisus. Ascultă-mă, contează teologia ta. Contează să înțelegi ce a înțeles și Ioan. Știți ce a înțeles Ioan? Primul om din istoria omenirii care a înțeles aceste două mari adevăruri. În versetul 29, știți ce spune Ioan? El este cine? Iată cine? Mielul lui Dumnezeu care ce face? Știe lucrarea lui Iisus, identitatea și lucrarea lui Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mai mult de atât, în versetul 36 spune, zice, în versetul 29, el este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul este primul, dragii mei, care cunoaște aceste mari adevăruri. El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este Fiul lui Dumnezeu. Contează ce crezi despre Dumnezeu. Contează, ascultă-mă ce spun, contează să ai o credință corectă în Iisus Hristos. Contează să știi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Că nu-i cum spun martorul Jehova, prima creație a lui Dumnezeu, este înainte de toate, este din veșnicie. El este Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este Mântuitorul, este Mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii. Dar mai mult de atât, dragi mei. Ioan, dragii mei, parcă uitați-vă aici în capitolul 1, versetele 29 la 34 sintetizează și crezul pe care noi îl avem la biserică, motoul nostru. Ioan îl cunoaște pe Iisus și Ioan îl face cunoscut pe Iisus. Ioan într-o zi, zice Biblia, stătea cu doi din ucenicii lui. Imaginați-vă scena asta, da? Ioan stă cu doi din ucenicii lui și ridică mâna. Nu doar ochii, ci ridică și mâna și spune, iată! Iată! Ce? Iată Mielul lui Dumnezeu. El este. El este mielul lui Dumnezeu. El este. Ce face Ioan? Ioan îl cunoaște pe Hristos. Dragii mei, gândiți-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, că într-o zi erau mii de oameni la apa Iordanului. Ioan Botezătorul era în centrul atenției. Ioan Botezătorul era acolo îmbulzit de oameni, de mulțime, din toate categoriile. Oameni veneau în valuri, veneau, dragii mei, să se boteze la apa Iordanului și dintr-o dată, ascultați-mă, dintre mii și mii de oameni, Ioan Botezătorul recunoaște pe Iisus. Că atunci când îl cunoști, îl recunoști. Când îl cunoști, îl recunoști. Când îl cunoști, îl recunoști pe Iisus. Ascultă-mă, ce spun, te poate prosti nimeni.
Tu știi care e vocea lui Dumnezeu, tu știi care e glasul lui Dumnezeu. Și într-o zi, ascultați-mă, dintre mii și mii de oameni, toată lumea se uită la Ioan Botezătorul, dar Ioan Botezătorul se uită la Iisus și spune: iată! Iată mielul lui Dumnezeu! Ioan știe cine e Hristos, Ioan îl recunoaște pe Iisus. Aduceți-vă aminte scena din Ioan 21, un alt Ioan, Ioan Evanghelistul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se duc la Marea Tiberiadei, toată noaptea se bagă la pescuit la îndemnul lui Petru. Un om în ceață îi duce și pe alții în ceață. Băi, eu mă duc să pescuiesc, venim și noi cu tine. Niciun pește măcar. Aveam noi la brădete, vorbim și un vizai de la micos. Nimic nu a prins toată noaptea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se face dimineață și Iisus îi pățărm și zice: copilașilor, aveți ceva de mâncare? Am închis restaurantul, nu avem nimic. Trebuie să primim marfă. Aveți ceva de mâncare? Și interesant, când Hristos le strigă copilașilor, ăștia, deși dimineață, nu știu că e Iisus. Știți când află că e Iisus? Și când își dă seama că e Iisus? Zice Biblia că a zis, apropo, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și aruncă, zice Biblia, mreaja în partea dreaptă și să rupe plasa aproape de câți pești sunt acolo, 153 de pești mari. Și momentul în care se umple plasa, zice cuvântul lui Dumnezeu, că auziți, Ioan la un moment dat, Ioan nu se mai uită la pești. Ioan zice lui Petru: Petre, ăsta trage-mă și tu aici, lasă filozofia, vine mă trage cu mine. Ioan, ce? E Domnul. E Domnul. Și ce a făcut Petru? Băieți, dacă se rup plasele, nu mă interesează, dacă scapă toți peștii, nu mă interesează. Ce a făcut Petru? S-a aruncat în mare și a mers până la țărm, la Iisus. Cine îl recunoaște pe Iisus primul? Ioan. Culmea e dimineață, culmea, Iisus îi strigă: copilașilor! Știți ce e paradoxal? Că de foarte multe ori Dumnezeu ne vorbește, Iisus Hristos ne strigă și noi nu discernem glasul. Și uneori trebuie să ne copleșească cu binecuvântările Lui, trebuie să ne umple plasele uneori ca să, în timp ce tragem binecuvântările, să auzi: păi stai, de unde? E Domnul. Ioan, pentru că îl cunoaște, îl recunoaște. Când îl cunoști, îl recunoști, spune Iisus Hristos: eu sunt păstorul oilor. Și oile, știți ce fac? Au o calitate. Lupii nu înțeleg asta, dar oile da. Oile cunosc ce? Glasul meu. Tu știi când e glasul Domnului, tu știi când e vocea Domnului, tu știi când îți vorbește Dumnezeu. Și ascultă-mă ce spun, contează să-L cunoști pe Iisus, să-L recunoști pe Iisus. Contează cu adevărat, ascultă-mă ce crezi despre Iisus. Contează relația pe care o ai cu Dumnezeu și contează ce spune Iisus despre tine. Ce spune Iisus despre Ioan Botezătorul? În Matei capitolul 11, mă, despre Ioan vorbiți voi? Păi știți cine Ioan? Nu există om născut în femeie mai mare decât el. Ioan e alt level pe lângă ce înțelegeți voi. Iisus, pentru că Ioan vorbește despre Iisus, vine vremea când auziți, Iisus vorbește despre Ioan. Ce te interesează? Radu Erevan sau ce spune Iisus despre tine? E o scenă, dragii mei, Zaharia capitolul 3 cu capitolul 1, spune Biblia, e o revelație acolo, zice că el, îngerul Domnului, mi-a arătat pe marele preot. Zaharia are o revelație și îl vede pe marele preot Iosua stând în picioare înainte îngerului Domnului și pe cine? Pe Satana, stând la dreapta lui, ca să-l părască. Vă imaginați scena asta în care acuzatorul, diavolul, părâșul fraților zi și noapte stă acolo și-l acuză. Și asta ai făcut. Te duci în rugăciune. Și numai și asta ai făcut. Ce mă, tu vezi să te rogi, tu vezi să postezi, și asta ai făcut. Vreau să mă implic și în lucrarea lui Dumnezeu. Tu mă, tu vrei să faci asta, uite ce ai făcut, ai făcut asta. Mă imaginez pe marele preot Iosua stând cu capul în pământ, ce să fac? Dar auziți, versetul 2 din Zaharia capitolul 3, Domnul a zis Satanei: Domnul să te mostre Satanul. Ce zice diavolul?
ce zice Satan, ce zice diavolul despre Iosua. Și auziți ce zice Dumnezeu. Ce părere contează? Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Spre Iosua vorbește? Al meu. Păreri care contează în viață. Nu contează ce spune diavolul despre tine. Nu contează ce zic oamenii ferești despre tine. Nu contează ce zic oamenii care au nicio treabă cu Dumnezeu despre tine. Contează ce spune Dumnezeu despre tine. Contează ce face Dumnezeu în dreptul tău. O zis, îmbrăcați-l, curățați-l și mai departe. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu are o părere și părerile Dumnezeu contează. Știți? Undeva la mijlocul lui ianuarie, dacă vă aduceți aminte, am predicat despre prigoana bisericii din Ierusalim, despre cum se împrăște toți în Samaria și am vorbit într-un mod paradoxal despre rău care îți face bine. Habar n-am avut când prorocez mie. Habar n-am avut că momentele acelea, de fapt, îmi proroceam despre ceea ce urma să se întâmple peste scurt timp. Am trezit peste noapte, prins într-o furtună mediatică, pus, bă, ai zis ce-o zis ăla, ce-o scris ăla despre tine? Dorel, mesaj, ce? Doamne, ferește! Primul meu instinct, știți care a fost? Să ies, să strig, să... Am vrut să ies afară, am vrut să strig, am vrut să mă lupt, să... Și Dumnezeu mi-a spus, nu trăsești nicăieri. Trebuie să intre unde te chem mai de mult timp să vii. Hai în odăiță, că trebuie să vorbești ceva cu tine. Vino aici. În ultima perioadă în viața mea, am acordat mult mai mult timp timpului meu de părtășie cu Dumnezeu, ca niciodată. Îl slujesc pe Dumnezeu de ani de zile, dar niciodată, ca în ultima perioadă, n-am acordat mai mult timp părtășie mele cu Dumnezeu. Și o să vă spun ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Dumnezeu mi-a dat pace, Dumnezeu mi-a dat o liniște uneori inexplicabilă, lucruri care în urmă cu o lună de zile m-au dărâmat, m-au afectat, nu mai au efectul asupra mea. Și de ce? Pentru că am înțeles că nu contează ce spune diavolul, că am înțeles că nu contează ce spun oameni care nu cunosc adevărul. Mi-am dat seama, contează un singur lucru, contează ce spune Dumnezeu despre mine. Contează să auzi vocea lui Dumnezeu, contează să recunoști vocea lui Dumnezeu și să te încrezi în Dumnezeu. Astea sunt păreri care contează în viață. Contează ce crezi tu despre tine, da, contează, e foarte important să te definești, să te evaluezi exact, să vezi unde ești, cum ești, ce crezi. E foarte important să înțelegi cum te văd alții, e foarte important să ții cont de părerile oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu și prin care Dumnezeu îți vorbește și prin care Dumnezeu te corectează și prin care Dumnezeu te ridică și prin care Dumnezeu te avertizează. E foarte important, de la fel de important să nu-ți pese de ce cred oamenii și spun oamenii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Dar e foarte important, o a treia părere, ce spui tu despre Dumnezeu și ce spune Dumnezeu despre tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să intrăm în rugăciune. Și aș vrea să te rogi în această seară, ascultă-mă cu toată inima. Aș vrea să te apropii de Dumnezeu, știi de ce? Pentru că, spunând o dată, parcă e obsesiv versetul ăsta, eu sunt păstorul oilor și oile mele ascultă glasul meu. Aș vrea în această seară, ascultă-mă, ca Dumnezeu să deschidă simțurile spirituale. Mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească, mă rog ca Dumnezeu în rugăciunea asta să spună cum te vede El. Mă rog să înțelegi, să-ți deschidă Dumnezeu ochii în seara asta, să vezi cum te cunoaște El și cum te vede El și ce spune El despre tine. Haideți să ne rugăm în această seară, dragii mei, pentru că ascultați-mă, aceasta este părerea, acestea sunt părerile care contează și vreau în această seară, ascultă-mă, dincolo de părerologi, dincolo de cei care își dau cu părerile în stânga și în dreapta, indiferent de opiniile
așa zis avizatele unora care n-au nimic de a face cu realitatea. În această seară, ascultă-mă ce spun, nu mai lăsa ca proiecția altora asupra propriei tale vezi să crezi că e o realitate. Dragii mei, realitatea este cum te vede Dumnezeu. Realitatea o definește Dumnezeu, adevărul este definit de standardele lui Dumnezeu, nu ale lumii. Înțelege că Dumnezeu te vede diferit, înțelege că Dumnezeu te vede într-un mod cu totul și cu totul diferit decât uneori te vezi tu. Știu că uneori poate nu te mai suporți. Știu că uneori poate că te uiți în oglindă și spui, sunt un mare ratat, nimic n-am făcut în viață, parcă nimica nu se leagă, sunt praf, sunt la pământ, nu o să mă mai ridic niciodată. Știu că uneori vorbești cu tine însuți și spui, nu-s bun de nimic, ascultă-mă în această zi, în seara asta, las oglinda aia, aruncă oglinda aia deoparte și privește-te în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu are o altă părere, Dumnezeu vede în tine ceea ce tu nu reușești să vezi, nici măcar alții nu reușești să vadă. Dumnezeu a văzut în Gedeon și vorbește viteazul de ce să spune, cel mai mare laș și fricos. Dumnezeu nu te vede doar din perspectiva zilei de azi, Dumnezeu te vede din perspectiva a ceea ce vei face peste 3, peste 4 ani de zile. Dumnezeu nu-ți vede doar prezentul și trecutul, Dumnezeu îți vede și viitorul. Și asta e părerea de care trebuie să ții cont în seara asta. Roagă-te în seara asta. Spune, Doamne, vreau să am o perspectivă corectă despre mine. Vreau să evaluez foarte corect ce cred alții despre mine. Și ce trebuie să primesc, primesc cu dragă bucurie. Dacă e încurajare, dacă e mustrare, dar știu că o primesc de la oameni care iubesc pe Dumnezeu și prin ei tu vorbești. Dar în același timp, ascultă-mă ce spun, contează ce spune Dumnezeu despre tine și ce crezi tu despre Dumnezeu. Crezul tău trebuie să fie corect, trebuie să fie biblic și Dumnezeu o să-ți vorbească. Asta pot să spun, Dumnezeu o să-ți vorbească și îți vorbește chiar acum. Haideți să ne închinăm, Domnul, să ne rugăm.